Flagrantul pregătit de Procurării Anticorupție sub comisarului din cadrul IPJ Constanța, ce activa în cadrul Serviciului de Investigații Criminale, s-a transformat într-un adevărat spectacol desfășurat în portul Tomis. În timp ce procurorii se pregăteau să-l prindă, fiind acuzat de luare de mită, polițistul a căutat o variantă de a scăpa de oamenii legii. Imediat ce și-a dat seama că ceva este în neregulă și s-a organizat un flagrant, polițistul a sărit direct în apă în speranța că va scăpa de oamenii legii. Acest lucru însă nu s-a întâmplat. Procurorii DNA l-au prins și l-au dus direct la audieri. Întreaga scenă a fost văzută și de angajații unei terase din portul Tomis, care nici nu bănuiau ce se întâmplă de fapt. Am văzut doi oameni mergând pe ponton, dintre care unul s-a dezbrăcat de toate hainele și a sărit în apă. S-a dus în not și a ieșit din port, cum ar veni pe la fac. Nu am văzut, l-am văzut dezbrăcându-se direct. Și l-am văzut sărind cu celălalt domn. Părea agitat, așa, nu știu. În grabă, da. Impacientat? Da, s-a dezbrăcat în grabă și a sărit. Polițistul cu slabe abilități de înotător a fost prins și condus de procurori la sediul DNA Constanța. După ore întregi de audieri, el a fost dus în arest pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru infracțiunea de luare de mită. Subcomisarul de poliție a fost reținut conform unui comunicat transmis de DNA Constanța pentru date și probe care conturează următoarea stare de fapt. La data de 29 iunie 2015, inculpatul Dobre Laurențiu Marin, subcomisar de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, Serviciul de Investigații Criminale, a pretins de la o persoană, martor denunțător, suma de 3.000 euro pentru ca, în exercitarea atribuțiunilor de organ de cercetare penală, să nu dispună începerea urmăririi penale față de martorul denunțător în dosarul penal în care acesta este cercetat chiar de către inculpat. În plus, inculpatul Dobre Laurențiu Marin i-a promis denunțătorului că, în schimbul sumei respective, va dispune restituirea bunurilor ce au fost ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuată în luna aprilie 2015 la domiciliul acestuia din urmă. Ulterior, la data de 16 iulie 2015, martorul denunțător a fost abordat din nou de inculpatul Dobre Laurențiu Marin, care i-a pretins încă o dată suma de 3.000 de euro în scopul menționat anterior. Pentru primirea sumei de 3.000 de euro, inculpatul Dobre Laurențiu Marin a stabilit ca termen limită data de 20 iulie 2015 și ulterior data de 23 iulie 2015. Astfel, la data de 23 iulie 2015, în jurul orelor 17, inculpatul Dobre Laurențiu Marin s-a întâlnit cu denunțătorul în portul Tomis din Constanța, împrejurare în care inculpatul a primit de la denunțător suma de 3.000 de euro, cu această ocazie constatându-se infracțiunea flagrantă. DNA Constanța a beneficiat și de sprijinul Serviciului Român de Informații în soluționarea cazului. Subcomisarul urmează a fi prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.